avem ceva, nu? Rușine! Nu asta, nu e o rușine că am intrat pe live. Rușine că nu avem un sos pentru o chesadilla ușoară. Mădi? Te rog ceva. Ce treaba e? Am nevoie de un sos pentru această chesadilla. Usturoi? A? Usturoi? Cum putem mânca chisadilia goală? Salut tuturor, ce bine ați venit la o nouă sesiune de gaming în plonguri. N-am apucat să mănânc nimic, frate. N-am apucat să mănânc nimic. Stați două secunde. O să mănânc și o să discutăm. Adică mănânc și discutăm, mănânc și discutăm. Iau, mai iau o guriță, mai discutăm o chestie. Sădirea de vită. Așa, salut. Cum vi s-a părut meciul aseară Barcelona cu Inter? Că doar meciul ăsta contează. Nu uitați de like. Cu Barça. O, mă, frate, ho! Vede, poți să-mi aduci ce rețetă, te rog? Ca atâta. Mersi mult, băieți. UEFA Mafia, păi pe bune UEFA Mafia. Mersi. Bă, dar explicați, salut domnul Banană. Explicați-mi și mie cum? Cum nu s-a uitat ăla la VAR? Bă, frate, n-au avut reluări. Eu singura explicație pe care o am e faptul că n-au avut reluări. Ai avut probleme cu meniscul cu teșca fotbal? Am avut probleme cu ligamentele încrucișate și mi-a spus și meniscul, da. Deci, am avut, da. Mănânc o chesadilla de vită care e de ieri, care e încălzită și e bună. Dar stați așa că am nevoie de ceva. Salut! Salut! Nu aqua, frate. Aveam nevoie de ceva să intre cu chestiile asta, o salată de ardei copți. E potrivită. Două secunde. Mamă, cât am pus mâncațe. Mă de borcan. Mergem înainte. Vă salut! Așa. Hai să mai discutăm. Sponsorizare de Fluff, na. A, s-a rupt. Ce o chestadile ca și e încadrată la fast food? Ce nu mi se pare? E un produs ok, zic eu. Nu e nimic nesănătos aici. Mă, mi s-a luat asta chiar. Vă salut, băieți. Cer scuze că m-am pe live. Nu prea fac asta de obicei, dar mai sunt situații când na. Hai ce să faci. Dar nu e nimic prăjimă la quesadilla, nu? E carne tocată cu tortile, mă rog, pâine, aia zici, tortile. Amar. Predivizia 5-a? Eu? Vezi că am găsit o tactică de mare angajament. Carnea tocată e prăjită. Nu cred, e făcut în... Mi-am zis că e făcut în tigaie. În tigaie ce se face? Cu prăjeală. Da, s-ar putea să fie... Păi e bine divizia cea pentru momentul ăsta. Chiar e ok. Arbitrea seară. Am spus, frate, nu se poate. Nu se poate. Deci singura mea scuză pe care le-o pot găsi este faptul că
Ei n-au avut relorile sau n-au găsit relorile pe care le-am văzut noi la televizor. Asta e singura mea scăpare. Că nu ai cum să-mi spui mie că tu vezi aceleași relori ca și mine și tu îmi găsești mie o explicație pentru care tu nu dai penalti. Nu cumperi chesadilea. Chesadilea e cumpărat de la Vice Beer Garden, de aici, de la mine, de militari. Cum mă, de la Vice Beer Garden? E bună. Cauza accidentului te-ai lăsat? Nu, că am mai putut să joc și mai joc și acum. Dar nu ne-a răsfrat nici nouă. Gata, frate. Bă, nu e ceva de... E ok, un pic cam uleasă din punctul meu de vedere. Un pic cam prea uleasă. Hala Madrid, halal Madrid. Ce ați făcut în campionat, băieții lui Madrid? Zi Mihai, Varane e monstru. Poate un pic niște ardei. Facem o pauză de 5 minute ca să nu mâncăm prea rău. Bă, ce am borcan de... Mădi! Aveai poftă de ardei copți? Nu mai sunt. Așa, gata. Oricum Inter Amala. Am mai auzit chestia asta. Amala. Tosa Inter Amala. E imnul lui Inter. E gata, știu. E imnul de pe stadion. Că l-am ascultat și eu, am fost pe stadion la Inter. La un meci de Champions League cu PSV. Ia, fii atent, că îl și cânt. Era așa. Stai așa să oprez muzica. Cine știe imnul să spună dacă e așa sau nu. Amala. Inter na 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 na. E na ni na ni ni na, estrela namora, gasa inter amala. Na na na, gasa inter amala. Gata, așa, perfect. Asta era. Da, mă, stăla asta, mi-am aminte. Da. Aș ca bine Barça, din punctul meu de vedere, că au mai ratat. Am uitat la ultimele 25 de minute. Era Inter, au parcat, nu autocarul, au parcat tirul pe 16 metri. Și totuși au fost ceva ocazii. Dar asta este, nu poți să câștiga cu toată lumea. Eu zic că... Ia uitați-vă la Dancos, băi. A venit Dancos, băi. Am și spus. 25 de minute am văzut. În alea 25 de minute am văzut că au jucat bine. Am spus. 25 de minute. Am 20. A venit Dancos. 25 de minute. N-am văzut meciul. Am văzut doar ultimele 25. Și în alea 25 au jucat bine. Adică din punctul meu de vedere puteam jucat și mai prost. A venit Dancos. Ei, de unde? Era normal pentru cine? Pe ea joacă cu City, să vedem dacă e normal pentru City. Mă luăm o gură din chestadile astea. Că ne-am încins. Da, mă, City are 5-0 cu Inter, da. Nu știu ce să zic. Am văzut cu S-a accentat Christensen. A intrat Gerard Piqué după 3 ani.
Dai și pe mine, perfect. Îmi dai și pe mine, bravo. Bun. Apare în sufati car live, pe când nu se apare ediția. Apare ediția, apare ediția, apare promoția. Bă, dar mai am o gură și gata, termin. Eu sper să califice. Eu zic că-i bate în acasă. Eu zic că-i bate acasă pe Inter. Ce-a avut, mă? A, car live Europa League? Bă! Oameni răi, vezi? Oameni răi. Eu nu știu cum, de ce nu joacă... Bă, stai să terminăm. Să terminăm o masă completă. După ce terminați masa, învățătura. Învățătura de astăzi. Când ați terminat masa, mă uit în ochii dumneavoastră, dragi interlocutori. Când ați terminat masa, mereu vă duceți farfuriile în chiuvetă. Sau curățați masa. Niciodată nu lăsați prea mult timp și să vă ia lenea. Trebuie lucru făcut exact atunci când e terminat. Și revin și discutăm despre ce vreți voi. Așa, mă, frate, mă, așa, mă, altă-ți viață. Altă viață, mă, băieți, cum când ești mâncat. Perfect, bun. Bun. Ce vreau să zic. Deci, nu înțeleg în primul rând de ce nu joacă Jordi Alba. Nu-l mai bagă deloc. Nu știu care e faza. În al doilea rând, Garcia joacă că s-a accentat Araujo și Kunde. De fapt, cred că Cristiansen joacă că s-a accentat mai mulți. Că văd că pe Garcia îl tot bagă. A jucat o grămadă de meciuri. Și rest, ce să zic? Mergem înainte. Pare că-i bate Real pe Barça? Înainte să-i bată pe Barça, să-i bată pe Osasuna. Fiți, mă, cum iți, mă, că stați, că mai avem și returul cu Bayern. Mai avem, ia uite, am luat-o ca și cum am vorba aia, acțiunile la Barça. E și returul cu Bayern acasă. Stați așa, că nu e chiar așa. Inter, eu zic că se mai încurcă. Sau au șanse să încurce, că nu joacă cel mai bine. Alba e bulgar. Oricum, vedeți că Baldeul are mare vigoană. Mare vigonetă. Pare să-i bată pe Rayo Vallecano. S-a prescris, frate, că s-a terminat meciul în septembrie. Și poate să-i bată cu 2-0. Poate să-i bată cu 2-0 și gata. Sunt peste. La 1-0 mai intră alte aspecte, cum ar fi golaveraj, cred. Din câte știu. Hai să facem și noi 100 de like-uri. Nu șomați, auzi. Dați și voi un like acolo, să facem 100. Deci sunt supărat că Leva n-a mai dat goluri.
Raro că Leva n-a mai dat goluri. Bine, cum să dea goluri, că era marcat de 3 inși. Adevărat, mă uitasem, erau toți în careu de 16 metri. Deci erau 3 fundași în careu de 16 metri plus 2 mijlocași centrali. Cum unde să dai gol? Și totuși, trebuia să ne-o pună pe VAR. De ce ne-au pus-o pe VAR? Aia e faza. Napoli. Napoli. Joacă forță rău de tot. I-a prins pe Ajax, i-a descusut. Și părerea e chestia lengthy la FIFA. Bă, e o chestie interesantă pe care încă o studiez. Adică cum, adică să o înțeleg mai degrabă, că de studiat nu prea ai ce să studiez. Am văzut că a fost o fază cu Diego, care adevărat chiar a respins o minge, era nici că era mijlocat stânga. Să revedem video-ul ăla cu predicții la grupe. Stai, mă, că mai e. Da chiar. Da chiar, ia. Ia să vedem. Oare îmi mai aduc aminte? O, dacă și mai aduce ceva aminte de video-ul ăla pe care l-am făcut cu Teo, predicțiile la grupe. Eu îmi aduc așa aminte cât de cât. Am zis că Napoli termină pe 3. Nu. Am zis că Napoli cu... Bă! Oare am zis Napoli termină pe 1? Am zis Rangers locul 4. Da, cum am? Am adevărat? Adevărat? Zis că n-am fost rău deloc. Dar de ce nu mă uit direct la video, mă, poate? Nu-mi dă strike tău, nu? Să căutăm direct video. Eu predic... UCL. Asta-i. Curare, nu? O primez în plasul aici. Prima așa, ia. Seria, fabulos. Am monstru. E monstru. Chiar dacă l-au pierdut pe Culibaly. Ia. Prima lună, scuze, două. O lună și două. 3 săptămâni chiar. Da, da. Pentru că vine mondialul. Deci este super aglomerat programul, e incredibil. Deci bun. O să joace sâmbătă, echipele o să joace sâmbătă, miercuri, sâmbătă. E la f***u. Canță. Măcar un gol. Da. Chiar de și pe Antoni. Am mai luat niște timp. Da. Am prezis dut pe Koulibaly. În schimb, Osimhen și Kvaratskhelia au jucat foarte bine. Tot un sezon foarte bine. Fără nume grele. Simeone era Raspadori. Da. Mă gândesc că o să-și revină. Până la urmă, cred că o să mai aducă ceva jucător. Bine, suntem cam la limită. Noi înregistrăm pe 28 septembrie. În 31. Pe 3, mă rog. E miercuri, da. Da, am greșit. Da. Am Băi, se mai pot face mutări că... Și Liverpool mai caută un mijlocaș central, nu e clar dacă... Ar mai trebui pentru Liverpool. Hai mă, ziceți odată! Dar Liverpool oricum, cu sau fără acel mijlocaș central, e cea mai bună echipă a grupei. Garantat aș zice locul. Și atenție să nu îi subestimăm pe Rangers, pentru... Putem să oprim? Putem pentru să oprim? Că ei au stilul ăla acasă, au publicul de partea lor, nu sunt cei mai rei, mai ales de când a venit Van Bronckhorst, joacă... Pe partea olandeză, așa, un pic, un 4-3-3 din ăsta, cu posesie și așa mai departe, deci s-ar putea să nu fie cea mai topită echipă din Champions League. S-ar putea să pună probleme. Ai dreptate, Andrei, să nu fie cea mai topită echipă. 3 meciuri, 0-9 gol averaj. Da. Mergem mai departe. Hai să ne facem de râs, dacă tot am început. Cel puțin acasă o să pună mari probleme. Da, mari probleme. De-aia mi se pare o grupă tare interesantă. Salut, Dan! Pentru că te pup, Napo! Joc ofensiv. Rangers a scos-o pe PSV din play-off. Deci a doua cea mai bună echipă din Olanda. 2-2, 1-0. Ar cam fi cazul ca Napoli să treacă de grupa asta.
Și e mare bătaie la locul 3 Ajax și cu Rangers, unde am putea vedea o surpriză Rangers. Însă, uite, ultimul meci, Rangers Ajax la Rangers, mamă, acasă. Rangers. La Glasgow. Deci asta e, asta e de impact. Dacă bate acolo, poate ia locul 3 Rangers. Bă, până acum nu stai. Eu zic că o să fie suspans chiar și pentru locul 2 până la final, nu știu, așa simt. Adică nu cred că Napoli o să Napoli și Liverpool o să se detacheze așa rău de E posibil Rangers, Liverpool. Da. Poate face și maxim. Liverpool, da, Liverpool, da. Poate să facă 15 puncte. Da. Adică e clar. Poate să aibă aproape maxim. Nu cred că poate să facă 15 puncte. Pentru locul 1 cum a, cineva cu Liverpool. 15 puncte crezând că e maximul. Da, ce credeți? Nu e maximul. Deci suntem în grafic. Pot face 15 puncte. Că le bat pe toate celelalte. Pe final. Ei au cu Ajax și cu Napoli. Deci cred că acolo deja... Nu? Da, da. Wow! Da, ar putea fi o surpriză aici să termine fix pe 3 sau 4. Vom vedea. Da, eu zic că merg cu Liverpool, Napoli, Rangers și Ajax ultima. Fii atent, predicție. Eu merg Liverpool, Rangers, Napoli, Ajax. Bă, ce a zis băiatul ăsta? Ce probleme are? Fii atent, predicție. Eu merg... Bă, ce probleme are băiatul ăsta? Vă rog eu să-l face să tacă. Liverpool, Rangers, Napoli, Ajax. Mă, bă! Wow! Rangers da, 2. Mă, trebuie să fie și o surpriză. Da, îi da, pun da. Pe Rangers pe 2. Ar fi și mai surpriză. Rangers-ul. Realizabil în punctul meu de vedere. Mai sunt 3 meciuri. Optime, de Champions League, joacă și el. Joacă și el până ajung. Da, da, nici da. Nu vreau să dacă mai se încolo. Face și zvonul cu Ronaldo la Reca, oricare. Mamă, eu zic că dacă urâtă, vreau una cum Bayern, să fie luptă aici, nu? Surpriză, e echipa aia care e o mașinărie, chiar a transformat într-o mașinărie. Zagreb să facă grupa istoriei. Nu știu, nu văd. No, greu, no, greu, nu, greu, greu. Una mai fierbinte vreau. Rău de tot. A venit pe Marca, locul 2. Între ei acolo, între Sevilla și... Au, o să bată și pe centrul apărării și acolo poate mai scoate cât un punct, mai face o surpriză, dar n-au cum să ia locul 3. L-au luat pe Berzen, încurcă pe ei. Care e lotul aici. Asta mă ia. Dacă ar fi la cum le simt, m-aș băga pe dacă ar fi șansă, într-adevăr, dacă Tottenham e prima, deci următoare. Super, grupa E. Ia să vedem. Acasă, la fel o am acasă cu Spurs. Este posibilitatea ca Tottenham să bage rezerve și e de bătut Tottenham cu rezervele. Următoare. Super. Grupa E. Am zis, mă? Sporting 2, OM... Nu. Sporting 2, Frankfurt 3, OM pe 4. Și zic și eu, deci Tottenham 1, Marseille 2, Sporting 3, Frankfurt 4. Încă o dată? Ghinion Marseille, că ultimul meci joacă cu Tottenham. 2 Sporting și eu, deci Tottenham 1, Marseille 2, Sporting 3, Frankfurt 4. Ghinion Marseille că ultimul meci joacă se poate, adică e la limită totul aici, se vede, nu? Orice se poate întâmpla. Exact cum am spus în clip, dacă vă uitați, am spus că orice se poate întâmpla. Dar în schimb, ce naiba se întâmplă aici, ce naiba se întâmplă aici, Chelsea un punct. Ok, hai să ne mai uităm că nu vreau să-mi fac, nu vreau să-mi fac ceasul rău, vreau, chiar nu vreau. Bun, nu vreau să-l mai pun pe ăla cu seria, nu mai vreau, nu mai vreau. Salut Teo, salut, să-l saltați cu Teo, da? Oh, salut Răzvan, te pup! V-am zis felicitări pentru meci, dar bine că m-am oprit la timp. J. James în echipamentul lui Barca pentru că e transfer. Bă, adevărat, Bruges, 3 meciuri, 3 victorii. Părere în Cuncu. Râd cu fum 4-3-2-1. Nu mă joc 4-3-2-1, dar în Cuncu cred că ar fi bun. Cred că e bun. Ne arăt nu atac, că sigur. Sigur. Noua tactică. E altă tactică față de... pe care am pus-o. Față de cea care am jucat. Dar mi se pare bună. La stilul ăsta de joc. Avem și niște pachete pe care o să le deschidem mai încolo un pic. Vreau să văd câte puncte
Câte puncte mai trebuie? Sper să poți cedi următorul. Succes și... Unde văd? Succes și Doamne ajută! Sănătoși să fim. Da, așa. E groasă că nu văd. Unde-s punctele, mă? A, aici. Oh. A, hai că nu am așa multe. Putem faci juca și calificarea azi. Putem juca și calificarea azi. Bisca Inter, vezi? Cum? Vezi? Vezi? Bă, deci am încercat... ca să nu fiu chiar în urmă cu totul, am jucat un 4-1-2-1-2 din ăsta. Cu instrucțiunile următoare. Ăștia doi pe balance. Stay back. Balance, cover center. Cover wing ca să ne apărăm 4-4-2. Și ăștia nimic. Problema este că vreau să fac asta de mult. N-am făcut. Și acum o să facem și acum îi dăm drumul direct la meci. Ce ați mai depistat? Ce ați mai făcut din punct de vedere al tradingului? Ați făcut ceva coins? Merge press on heavy touch. Mie nu-mi place. Mie nu-mi place. Ați mai găsit ceva de făcut coins? Că știu că e o perioadă mai nașpa. Sau se fac coins și continuare? Hai să facem 100 like-uri, ce ziceți? Încă pe YouTube, pe Hochland. Sper că am bani. Am 5K, cum pot să fac 100? Sună provident, Marcel. Uite, mă, deci băgăm. Care era, mă? Așa. 1 milion pe dreapta? Păi și voi când vă luați? Când vă jucați? Sau voi nu vă jucați? Sau doar vindeți coin și? Da, ce? Nu recomand. Pare atât de simplu acest joc. Se pare atât de simplu acest joc. Bă, rog, divizia 6 e atât de simplu. Vreau să mă calific la Weekend League neapărat. Pe acest live. Sau vedem, de fapt. Îmi place exagerat de mult Joe Gomez. Chiar e super bun. Vedeți ce urcă benzile? Hop! Aoleu! Un card gold common argentinian mi-a adus 1 milion câte 100 kg, 100 de card zilnic. De unde e la pontul ăsta? Aici trebuie alt sondaj, dai seama, nu, cu ăștia nu prea pot să joc, dar e bună tactica așa, că uite, înghesui. De aici, ac, doar că nu-s fundași ăștia potriviți, dai seama că aș avea Cancelo sau, da, da, Cancelo slash Hakimi. Ar fi altceva, ăștia te întorci un pic mai greu. Cu pas? Bine, bine. Nice. A plecat Brescia. Perfect. Mergem mai departe. Inter a zis că a fost CFR. Bă, chiar da, erau în tranșee, erau puși acolo în... pe 16. Destul de nașpa. Sincer. Nu dai power shot-ul ăla driven. Mersi mult, măd. Care la fel cu butoanele de driven. Cum ai spus animația la shoot din setele visual. În fiecare power. Ba, știu că nu se trimit, dar aia e. Nu e problemă.
Îmi dai drift-ul acum? Doar încarci un pic. Cred. Cred, nu știu. Wow, ce faci, mă, lași partea liberă? Hai, Marcos! Stilul curling! Stilul curling! Marcos! Lorente! Bine? Ce bulan? Nu e nimic bulan! Nu e nimic bulan, e totul știință. Bine? Bine? Și? Bine! E cum l-ai cât de 3-400 de jucători dacă nu poți să pui decât 100 sau nu știu cât poți, că s-a făcut update-ul ăla. Cum faci chestia asta? Bă, dar ăsta chiar n-arată rău, agility 84, balance 82 și ăsta? Agility 75, balance 88. Ce mai răfunda? Ia mă, las asta. $250 unsigned, 50 la bid și 100 la vânzare. Ah, ok. Dar ce merită, mă, Malacia? Mersi frumos, 104 like. M-a dat și voi acolo, mă, că e important să dați un like. Un like se face primăvară. Malacia. 10K. Îl țin pe bancă. Sau se poate transforma într-un... Nu, nu are cum. Pleacă și el, la el un shadow, ă. Avem oare? Catalyst Hunter. Backbone. Nu prea îmi place. Guardian nu ne inter... Ah, Guardian, ia. Bă, având în vedere că avem un fundaș ofensiv... Ia mă, ia să vedem. Ia să vedem. Chiar-s curios. Îi dă, uitați cât... Cât boost îi dă la dribbling. Te vedem, mă? Da. Dă plus 15 la dribbling, plus 8 la balance, agility a zis că e ok. Plus 4 ball control. Hai să vedem dacă se simte vreun pic diferența față de Renan Lodi. Curios. Dați-i spate, om, pentru tactică. Salut, Adi! De ce te supăr? Caută gol song-ul lui FCSB să-l cumpere. Păi da, nu pot să-l arăt pe live că... n-am sunetul de la joc. Mam. Bă! Bă, băi, bă! Ați un pic, că am rămas un pic șocat. Ești rău cu mine? De ce, frate? De ce, Adi? Stați-mă un pic, că sunt un pic șocat. Stați două secunde. Mala, ia vină un pic. Malaci. Sper să-mi toarce bine. Hai să vă arăt schema de la corner. Schema mea numărul 1. Dar nu merge cu Dembele, din partea asta pot să dau gol cu părea, dar din cealaltă parte nu. Spune-mi, Adi, dacă ai rezolvat cu PlayStation-ul. Ce s-a întâmplat?
Petrolul FCSB duminică pronosticuri. Bă, FCSB e nevoită să câștige. Problema e că și Petrolul joacă bine acasă. Treci un de ani ai? La mulți ani. Ah. Era altul. Ferească Dumnezeu de așa ceva. Am luat gol și a plecat Champions League-ul. E invers. Cum funcționează chestia asta? Că era logic să dau eu gol și să plece Champions League-ul. Ce m-am speriat, doamne. Să punem o mică pauză, să admirăm această minunată melodie. Adi! Cu 50 de euro și scoate Champions League-ul. Unii ar spune că e melodia care nu... pe care nu o va mai asculta Barcelona, dar sunt oameni răi. Adi, mersi frumos, frate, pentru aruncarea acestui gol în aer. Acum, a fost doar un troll, nu? E cafea. Bine! Și vreau să spui dacă ai rezolvat cu PlayStation-ul. Care a fost situația? Ce s-a întâmplat? Mersi frumos încă o dată. A precis, am luat și gol, mâncați-aș. Dacă nu mai aude Barça. Mamă, când vă aud așa. Deci fiți atent, la următorul meci o să fac... O să fac reacție. Cred că o să vorbesc cu Liviu. Fiți atenți cum facem. Da, am primit FP-urile. Super. Cred că o să vorbesc cu Liviu. Vedem. Dacă o să avem cum. Ah! Penalty! Ref! Ven! Așa trebuie să fie penalty și aseară. La fel! Excuse me. M-a ratat. Vă zic dacă m-a ratat. Și facem o reacție la meciul Barça cu Inter și asta vă promit în direct. La meciul Real Barça facem reacție cu Jaxi. Vedem la Barça cu Inter. Mersi frumos cu ata, Adi. Și mă bucur că ai rezolvat. Adio. Mala. Mala, nostru fundă, trebuie să dau exterior, vezi? Greșeală aici. În pozițiile astea dați cu exteriorul. Bă, niciodată nu te duci acolo să dai gol. Oh. Salut, Adi cu Diez. 3 goluri și mai pleacă 20 de euro. Sigur. Trei goluri în prima repriză? Aoleu, nu așa, nu cu pasele astea. Andule, nu luăm niciun ban așa. Andule, trebuie să hrăni copilașii dacă dai 3 goluri. Fii concentrat, pentru 20 de euro. Nu-ți bate joc. Te rog eu, Andule, nu. Stați un pic. Liniște în... Nu. Bine. Hei, ref. Uzmi, adune banii, te rog. Uzi-mi! Ce prost sunt. Uzi-mi? Da, mă, că ăsta mi-o dă. Oh, trage jaluzelele, Zacaria. Te dat-o printre alele, haide. Gonzalo Ghedeș. Facem preloc, că trebuie să dăm... banii, v-am să zic. Bă, știți care e faza? Până la urmă nu sunt. Stați așa. Două secunde că am un gol de dat. Scuze. Bine. Bun. Așa, ce v-am să vă zic? Nu sunt neapărat supărat că a luat Barça bătaie. Sunt supărat că poate să-i afecteze pentru meciul cu Real. Că acolo voiam să fie topirea. Camera folosești în game COP 20-0. Nu, prost. Sau? Și să le afecteze meciul cu Real? Pentru că...
În momentul în care pierzi un meci și există posibilitatea să mai pierzi încă unul până la meciul cu Real, mă refer. S-ar putea să fie nașpa. Și nu știu dacă e cum cred eu, dar după meciul cu Inter, imediat e meciul cu Real, nu? Din câte știu eu. Salut, Daniel. Vezi? Mental? Destul de bine pregătiți mental? Mental. Mental pregătit ești dacă... Doamne ferește, ai probleme mentale. La aia se referă. Mental ești pregătit. Hai, Dumnezeu, nezamăgi. Încerc. Aolo, am zis că e Dembele ăsta mâncat, nene. Nu mă flera. Crește. Salut, Andu, te aștept la un pahar de bere și o felie de pizza. Unde, Marian? Unde că vin? Că ai tu bere. Aolo, Andule, Doamne, cât de azriu pot să fii în fiecare după amiază. Aole! La Bacău? Sunt un pic ocupat. Gata, hai să dau un gol, hai să dăm golurile. Adică să încercăm să dăm. Eu de fapt eu încerc, hai să le și dăm. Bine? Mala. Prână. Cornel. Și acum o să vă prezint din nou schema X. Poate Dembele are chef. Nu știu, mai știu că am făcut-o cu ăsta. Nu te duci niciodată, dai gol. O întorci aici. Faci așa, da, dai pe roșu și nu e bine. Aoleu. FIFA 22 sau FIFA 23 pe prima impresie. Deci eu vă zic că la FIFA 22 era mai topit la început decât ăsta acum. Mi s-a părut mai greu la început. FIFA 22 decât ăsta. Asta e mai frumușel. Poate era... Frumos. Dragoș Fantom, mergi frumos de mare. Poate era și schimbarea de la old gen pe new gen și probabil de-aia a fost mai greu. Și cred că toți ar trebui să aveți în vedere chestia asta. Și să nu comparați FIFA 22 la început cu FIFA 23. Pentru că la FIFA 22... La FA 22 am făcut trecerea cu toții la New Gen. Probabil de-aia a fost mai diferit. Sau nu? Aaaa, ok. Bă. Frumos match, oricum. M-a rupt screener. Mai rup și aseară, mă rup și acum screener. Faul, mă. Bună pas. Du-te, Mala. Nu e offset. N-are cum să fie. Încă una. Încă una? Ah, mă, Narcisa Lecușan 2. Angel Corea! Bine. Perfect. Bine. Chiba! Încă unul. 20-0 la Wikileaks. No. Păi, în momentul ăsta cu echipa asta, nu cred. Adică, nu că nu cred. De ce zic nu cred? Nu. Nu se poate. Nu ai cum. Sau poate ai, dar nu eu. Dar. Vedem ce o ieși. Oricum, o să tragem pentru cele mai bune recorduri. Rezultate, v-am zic. Bravo, James. Rhys. Nice. Gonzalo. Bine. Și mă. Prinzător. Mă, că chiar vreau să mai dau un gol. Nu neapărat de bani, dar vreau să câștig. Că am win streak-ul ăla. Să ne bat în joc de el. Deci când și noi mai puțin meciuri.
Nu, se întoarce frumos Malacia asta. Nu, mă, dă-mă lui Dembele, mă. Da, napă. Aolo, aolo. Salut, băieți, salut. Singurul jucător care mă încurcă. Se află aici pe stânga. Pe dreapta un pic. Corea și cu Gonzalo Guedes. Hai că l-am prins acum. Da, eu? Hei, ref, ref, nu ieși, nu ieși că trebuie să dau. Nu ieși, nu, nu, nu pune pauză, nu pune pauză, nu pune pauză. Nu, de ce ai pus pauză? Nu ieși, te rog, că am de dat un gol. Perfect. Dar am dat, doamne. Și bă, și... Azi, Chelsea Milan, cine bate? Bă... Merg pe Milan, eu. Aha, verzi ăsta chiar așa topi-tofi? Hai, exploziv, controlat. Așa, gata, pot să văd. Eu zic că Barça are multe probleme cu Inter, că Real Madrid trebuie să se îngrijore pentru miercuri. Bă! E clar că nu contează neapărat meciul cu Real, doar de orgoliu. Și la momentul de față chiar e mai important meciul cu Inter. Că dacă te mai bate și în retur, nu se știe. Bă, Malasia asta, am făcut o schimbare bună. Și divizezi la Rivals, aproape de 5? Dar nu m-am jucat, m-am jucat doar pe live, atât. Nu, mint. M-am jucat și ieri, când trebuia să fac live și am pregătit niște pachete. Aolo. Chiar nu m-am jucat, m-am jucat foarte puțin de când a apărut. Pentru că am avut multă, multă treabă. Multe chestii de făcut. Hai măi Mala, hai măi copile, că te-am luat sub aripa mea. Du-te măi Mala, măi băiatule. Usman Dembele! Te pup, Mike. Cum te simți știind că l-ai bătut pe Bănel Nicoliță la mini-fotbal? Cum te simți când știi că ai câștigat versus Sorin Ghionea și Bănel Nicoliță și Rică Neagă? Felicitări pentru victorie. No, ție felicitări, tu ai jucat mult mai bine decât mine. O să tragem de tip în divizia 5-a, nu? Felicitări tuturor componenților offside. Echipe Arsenal România Supporters Club. Lungă, nici nu discut. Și mă, Lucas. Bă, hai să dăm un exterior. Hai să dăm un exterior, caraca. Timpul, ref. Re, bun, 4-3. Salut, Cătălin, salut. Dacă bate Barça, cu Inter ar cea mare calificare. Logic, deja eu zic că e calificată în momentul ăla. Pentru că... Nu cred că se bate doar cu 1-0. Am avut aia 20 de euro. Am și uitat de ei. Vor veni, mă, nu e problemă. Deci, până acum am făcut o schimbare bună. Problema e că la băiatul ăsta nu știu care e faza cu el. Agility 79, putem să-l transformăm, deci, încă o dată, hai să mai repet o dată. Oare se întoarce regele la Barça? Se zvonește cam des de rege că s-ar întoarce. Eu știu ce să zic. Pentru a transforma un jucător din sprintul ăla, mă rog, din modul de alergare, controlled slash, ce mai, exploziv ca să-l faci lengthy,
trebuie ca el să aibă peste 1.70 și 8, 5, 74, ceva din ăsta. Și diferența dintre agility și strength să fie mai mică de 14? Sau mai mare de 14? Salut, Lucian! Acolo, pe acolo să nu? Deci pe ăsta nu avem ce să-i facem. Bă, da. Bă, are 79 agility. Dacă îi dăm ceva de... Roberts. Dacă îi dăm ceva... Deci n-am zis bine, nu? O să rupe lumea cu Hurricane la weekend league. Deci nu am zis, nu spune nimeni dacă am zis bine sau nu. A fost corect ce am zis? Bagă pe Footbin și SP. Nu, eu vreau să înțeleg. Vreau să înțeleg conceptul. Vreau să înțeleg conceptul neapărat la Havertz. Nu neapărat la Havertz. Vreau să înțeleg conceptul. În funcție de ce se poate modifica. Deci, peste 1.75 de centimetri, mă rog, 1.75 sau 74. Și diferența dintre strength și agility să fie de 14, mai mare de 14. Așa e corect? Sau e greșit? Vă rog să mă corectați ca să știu. Nu știu pe viitor, nu mă refer neapărat la Havertz. Peste 1.74. Bun, asta o punem la văzute. Mai mare sau egal cu 14. Ăsta are peste 1.74. Agility 79, strength 72. Dacă îi pune engine. Hai că îi crește plus 4. Da, deci nu e... Nu intră la categoria asta. Bun. Bă, să mulțumim de echipă, chiar să mulțumim. În afară de Corea, pe care aș vrea să-l schimb, că nu intră în stilul meu. În rest sunt chiar ok. Sunt chiar ok. De ăștia doi chiar sunt mulțumit, sunt buni amândoi. Zaharia și... Pe Marcos Llorente ăsta oare? Putem să-l facem? Rank 77, agility 89. Chans. Depay n-ar fi mai bun. Nu știu ce să zic. Câte puncte mai am? Iau un Nene. Ușor de zis cu 17.000. Dar am investit... A investit Mihai în niște chestii. Mamă, 85 de puncte. Hai să vedem. Hai să vedem cât putem urca. Dacă o ținem tot așa... Bă, dacă aș termina divizia 4 ar fi bine. Live-ul de azi. În divizia asta unde sunt eu aici nu prea contează. Nu prea contează neapărat ce jucători ai. Adică cred că mi-ar fi ușor, fără falsă modestie, dar cred că mi-ar fi ușor. Vreau să văd dacă mai am ceva pe bancă pe aici. Nu jucăm. Fede. Giru. Brave, mă. Mana, Asensio, Chouameni, Loan. Mă sfăr pe tine, Andu, pentru că e sponsorizat de Betano, aia sunt cei mai mari hoți din România? Bă, nu știu a ce te referi, dar... stai așa, două secunde, gândesc un pic. Bun. Nu știu exact la ce te referi, că sunt... Sunt foți. Da. Nu am treabă cu partea de pariuri. Deci nu veniți la mine să-mi spuneți că bă, frate, nu mi-a dat un bilet câștigător. Că nu lucrez la asta zi, la serviciu clienți. Andu, ești de acord? Valverde, Pedri plus Gavi ca fan Barça. Valverde e mai bun decât Pedri și plus Gavi.
Bă, joacă posturi diferite, adică Valverde joacă mai mult mijlocaș dreapta. Și sunt stiluri diferite, nu s-a același tip de mijlocaș. Uite, dacă mai pune să compar Gavi, Pedri cu... ăsta zi de la City, cum îl cheamă, doamne, portughezul? Cu Bernardo Silva. Aștea să-i compar. Sau cu... chiar și cu Barella, dar e mai... pare bun Barella, sincer. Chiar mi se pare bun. Nu știu cum mai stă la Inter. Deci nu face un pas mai... bine, joacă la top 3 Italia. Unde s-ar putea duce? Valverde joacă și ce destul de rar. Dar e bun și Valverde. Dar e bun. Mie îmi place mult de Barella. Mic așa, stilul Lucante, direct. Egimano. Hai să facem 200 like-uri, ce ziceți? Wow, wow, opa, ia vezi că începe echipa. Începe echipa să scârtie. Iar la Varane, locul Morgi, ar fi un transfer super bun. Pare la chiar e pe gustul meu. Bine, asta înseamnă că, virgulă, gustul meu e bun. Dar așa, doar o părere mi-am dat și eu. Te duci la intercepție mereu, hop. S-a mutat portarul, opa. S-a mutat portarul, am avut noroc. Exact acolo am tras. Nu, mă, Diogo Jota asta ar fi o soluție. Cât costă Diogo Jota în acest moment? Să mai rândă Messi la PSG? Bă, nu știu cât dintre... 2016, interesant. Nu știu cât dintre... câți dintre voi... Pasă asta, mă, frate. Mamă, mâncate. Nu știu câți dintre voi credeți că zvonurile astea sunt... și adevăruri, dar părerea mea este că nu ieșea fum fără foc. Așa că toate șansele. Să mai joace un an, cred, nu? Dar tot citesc că e și faza aia cu Inter Miami, că se ducă pe acolo, că nu știu ce, că nu știu cum. Eu știu ce să mai cred. Mi-aș dori, să dai seama, ar fi... fa. Cred că ar face o echipă forță. Cu regele, toată lumea la mijloc acolo, Pedri, Gavi, Leva, ar fi ceva incredibil. Nu-ți place orașul de la DSBC? Bă, da, nu e vorba de plăcut, doar că am ales să mai țin de masă, să mai fac niște investiții. Nu era neapărat o necesitate orașul pentru mine, nu e momentul de făcut SBC-uri. Nici Valverde nu e. Real vs. Shakhtyor? Shakhtyor a bătut pe Leipzig 4-1. Bă, ce sunt pământ? E greu, dai să-mi facă ceva. Da, nu se știe. Nice! A încercat să bazeze jocul pe Messi și s-ar putea strica Barça, care nu ce rău acum. Corect și asta. Dar la vârsta lui, nu cred că se mai duce el să facă 7000 de dribbling-uri, să dea la poartă. O să fie creierul. Adică va face două dribbling-uri, va da o pasă filtrantă. Și o să aibă cui. Vedem. Te dă Haaland azi? Pe mine m-a fascinat golul. Sau nu, care credeți? Hai să facem așa un test. 201 persoane, 160 de like. Hai să marcăm cu like-urile alea, dacă vreți și voi. Pe mine m-a fascinat foarte, foarte rău și m-a șocat un pic. Un gol.
din meciul Manchester United, Manchester City United. Vreau să-mi ziceți care vi s-a plăcut, care vi s-a părut vouă cel mai frumos gol al lui Haaland din alea 3. Nu mă bag la Foden că despre asta era discuția. Ce gol v-a plăcut de la Haaland? Deja cineva s-a anunțat. Al doilea a fost. Da, prima a fost cap. Asta, al doilea, da. Deci și pe mine al doilea mi s-a părut incredibil. Bă, nu neapărat cum s-a demarcat el, că e o demarcare. Te pup, Albert. Părere. Nu mai zic nimic, frate. UEFA Mafia. UEFA Mafia. Bă, e o demarcare logică de atacant. Adică te duci în spatele fundașului și pe printr-o centrare pe sus, atenție, tu o primești. Bă, dar ce creier de Bruyne la nivelul ăla să dai așa pasă și ăsta cum s-a dus în alnecare. Deci eu când am văzut faza aia, eu am văzut-o altfel. În primul moment în care am văzut demarcarea lui Haaland, am zis, eu pune la pe cap și dă mare voleu. Dar eu când am văzut cum s-a terminat faza cu centrarea prin fața lui Varane și ăla s-a dus în alnecare, mi s-a părut ceva incredibil. Și mi s-a părut mai tare pasta lui De Bruyne decât finalizarea. Dar oricum și finalizarea. Tank. Și ce efect a putut să dea, incredibil. Eu aș vrea să-l văd, să-i văd, uite, cu o echipă, ia, cu cine joacă? Salut Mihai! Cu cine joacă City, o echipă mai bună așa? Că până acum parcă n-au avut așa meciuri grele. City. Meciuri. E cu Liverpool aici. Nu mai jucam cu vreo echipă grea. În afară de United, pe care nu o pune la aici pe grele. Deci de când a început campionatul, nu aș juca cu niciuna. Aș juca numai cu echipe de un nivel mai jos. Hai să zici că Sevilla ar fi de nivelul ăla, Dortmund ar fi de nivelul ăla și United. Dar aș vrea să-i văd cu Liverpool. Bă, dar nu, ei nu joacă cu nimeni. Dar cu Arsenal n-au jucat. Deci cu Arsenal n-au jucat. Cu Tottenham n-au jucat. Când naiba joacă? City, Southampton, Liverpool, Brighton, Leicester, Fulham, Chelsea în cupă. După aia intrăm în noiembrie. E mondialul, mă. Dar returul? Unde sunt? Unde e returul? Bă, frate, explicați și mie ce se întâmplă. Explicați și mie ce se întâmplă. Unde sunt meciurile cu ăia, cu Tottenham? Deci, din momentul în care joacă cu Chelsea, ăștia nu-s la rând? A, nu s-au pus oare aici pe Flesford. E, mi se pare ciudat, din momentul în care joacă cu Chelsea, trec direct la United. Nu pot să cred. Am luat amendă pentru viteză 15. Bă, zic mersi frumos, dacă n-am citit mesajul, nu mi-a mai venit să zic. Bă, dar am o problemă, bulu, am buza grea. Ce să zic, îmi pare rău de eveniment. Îți mulțumesc frumos pentru gest că ți-a mai ars de cei 20 de euro. Mersi frumos. Da. Mulțumesc frumos, Adi, încă o dată. Mișcat bani la seară? Am mișcat. Sunt buni, mă, toți. Chiar dacă nu mai aleargă, dar sunt buni. Asta ziceam de City. Vreau să-i văd cu echipă bună. Așa și de PSG. Că o să câștige, că nu știu ce, că nu știu cum. Și a venit meciul cu Real. Direct. Drama.
Liverpool sunt un pic decimați, da. Dar n-ai de unde să știi că, uite, bate Brighton, după aia bat 3-0 în Champions League. Sper să-mi iasă bilet din seara asta. Wow, fece Drobeta, ia vezi că merge. Opa, mamă, jucăm pe stadion din Severin. Jucăm la Severin, băieți. Locul unde s-au... Mamă, s-au scris cele mai mari povești de dragoste. La Severin. Ia vezi. E vreau pentru niște pronosticuri. Ne descurcăm, frate, ne descurcăm. Facem și niște pronosticuri, dacă vreți. La astea zi, la predicțiile, la Champions League, deja mi-am dat seama. Sunt bine, rău. Am zis că Rangers se termine pe 2. Auzi și tu. Auzi și tu. De ce dau power și bă, exagerez uneori. Camera, audă poartă. Coop 20 cu 0. Mai dăm? Bine, Joe. Bine, Joe. Ole? Și mă, Corea, mă. Și mă, băiatule. Uf, nice try. Ai depisat ceva, un corner, OP? Bara! Toată lumea bate scurt. Opa. Ole. Ce? Penalti clar! Clar! Clar penalti! Clar la trează short. A plecat scara. A plecat scara. Dureros moment. E pup, Raul. Malasia! Bă, ce scoate Keylor, bă, băiatule! E rând cu exterior din partea asta altă. No. O să-mi intru în ritm, să simt un pic time finishing-ul. Să simte un pic time finishing-ul, haide! Trage de volan, Andule, mai repede, că nu se știe. Solid, Malasia, solid. Peste. Bine. Undeva la 18 minute ca până acum, dacă ai ceva fundaș tip Araujo, 90% e gol. Dacă scoate portarul, am impresia că sunt mai bine dacă dai drept la poartă. Deci, wow. Deci, să dăm, păi cum să dau pe poartă? Vreau pop, cum să dai pe poartă? Ești în el? Bine. De drag de volan. Vorbește frumos, tinere. Marcos. Haifa Juve bate Haifa. Sau nu pierde. Adică 1x. Juve stopiți. Mie nici nu-mi plac. Nu-mi plac nicio culoare. Ce piesa, Andule? Ce piesă, mă? La Juve se joacă? Atunci, cred că bate Juve.
Vezi că a plecat scara invers. La ce piesă, mă? Despre ce piesă vorbești? Bine. Doamne, pierdem la drobeta. Dumnezeule mare. Pierdem la drobeta, băieți. Se trag de volan? Ah, nu știu. Scuze, n-am fost pe la școală. Scuze. PSG Benfica. Bate PSG-ul. E bine joci, Claudiu. Claudiu, ai mare noroc că nu mi-am făcut un obiectiv anul ăsta. Ai mare noroc. Ai mare noroc că nu se știe. Nu se știe. Salut, maestre, ai învățat timpul Europa League, vezi? Vezi? Jack, ce urât ai zis? Mă las pe aia de aici. Am greșit, bă, ce m-am grăbit. Ce m-am grăbit? Saint-Maximin. Și mă, Riz, brav. Poate asteaua. Ce? Ce steaua, frate? Bună! A plecat centrarea. Stilul Covrig. E cupa prietenia noastră, frate. Dacă se dă lupta pe teren și nu birouri, să se facă tragere la sorți cum vor unii și alții, să se încălzească bilele, am o șansă. Dacă iar suntem în bătaie de joc cu Benfica și toată lumea cu World 11 și cu legende, e greu, ce să fac. Nice try. Ce greșeală, băi, ce greșeală. Bun, bine că a revenit. Pe cine ești, mulțumesc, Jack. Anul ăsta ești taxat, nu pe YouTube sau pe FIFA? Pe YouTube. Cu vlogul mai mult despre fotbal, pe partea asta. Spre partea asta de fotbal. Părere Rafinha? E bun, frate, Rafinha. Te întorci. Gabi Jesus, nu mai Gabi Jesus. Poate am stat prins, cred că o să facem cupa mondială, mă, la cupa prietenii. Și direct Argentina, nici nu discut. Să-mi dea altă echipă, să-mi dea mie Franța. Mamă, o arunc. Cu Argentina toată viața, nici nu discut. Andu, joacă tu cu Franța. Never. Golgeter Haaland. Greu de crezut că nu. Ce pasă asta? Să-ți dea Canada. Ha. Știi Alfonso Davies pe stânga? Nu mai pase pe viteză. Bă, cred că nu mai ții să blochează, cred. Că mai scria lumea dacă era vreo problemă. O să ai mare.
Good pass! Oh, hai mă, Gonzalo! N-am făcut, n-am făcut nicio predicție, nu. Urmează după meciul ăsta. Ăsta-i gol. Ăsta-i gol, am știut-o! Am știut-o! Chiesa sau Leo? Chiesa. My opinion și pe gustul meu. Leo e mai... Bine, dacă poți să-l faci pe Leo... Te faci o ricărie de aia lengthy. Cred că ar merge mai bine Leo. Vârf. Dacă merge, încă o dată, dacă merge. Dacă nu, se pare mai agil Chiesa și mai ușor de întors. Dar m-am zis, până trebuie să mă mai joc și eu. Aș vrea să-l iau și eu pe Chiesa sau pe Leo. Merge să-l faci pe Leo lengthy? E foarte important că merge să-l faci. Leau pe Vieira. Guzman Vieira. Care Vieira? Zice așa o pe lengthy pentru că... O să ai mă. A, la mine contează că joc all-gen. Bă, atunci... Chiesa. Antrenor poate să le iau pe Patrick Vieira. Uite, bă! Bă! Nu spune că așa se ratează în jocul ăsta. Nu spune. Nu spune că așa se ratează sau ratează doar Dembele. Bun! Doi. Deci vreau să spuneți dacă la... Rafa Leao se poate face chestia asta cu lengthy. Dacă poți să faci lengthy din ce e el. Exploziv, cred că e. Cum să pasă aici? Oh, bine! Două scărițe mi-a dat. Hop. 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 Mult am stat. Bun. Deci nu știe nimeni, mă? Că nu vrea nimeni să-mi spună. Deci eu cred că nu vrea nimeni să-mi zică. Care e faza cu Rafael dacă se poate face lengthy? Dar până la urmă poate asta merită, mă, să nu vorbească nimeni cu mine. Cred că asta merită. Nu vreți să zicem? Da, asta e. Mi-asum. Dar măcar ca să fii drăguț, chiar m-aș bucura. Să faceți o asemenea bucurie. La rădăcina bare. Nu poți să-l faci? Mulțumesc frumos. Asta vreau, atât. Atât, e perfect. Mulțumesc, atât. Atunci nu e așa foc. Bun, pe roșu. Haide, mă. Drobeta, vezi cum ești? De ce nu ești? De ce faci așa? De ce blochezi controlul, Drobeta? Drobeta turnul. De ce ești așa un om rău? Oh.
Iată că există și în 2022. Asemenea oameni. Bine. Bine. Chiar un gol spumant. Aoleu. Aoleu. Bun. Hai să facem niște predicții. Hai să facem niște predicții, ia să vedem. Deci. Let's score. Notați, da? Notați. Leipzig-Celtic. Unu. Salzburg-Dinamo Zagreb. Se întâmplă în grupa asta oare? Unu. Benfica PSG 2, Chelsea Milan 2, Juve 1, City 1, Real X, Real 1, Sevilla Dortmund. Mamă, Sevilla sunt vai de capul lor. Dar nici cu Dortmund nu-mi e rușine. X, X, asta a fost predicțiile mele. Asta a fost predicțiile mele. Mersi, o să pun fix invers, vezi, Albert? Promovare în divizia 5-a, în Liga 5-a, ca anul trecut. Și puncte? Mai zi o dată, please, nu mai pot. Deja îmi vine să spun altfel. Mamă, câte puncte am? 1035. Cred că vreo două victorii mai trebuie și putem să ne calificăm și noi la Weekend League. A ratat miliardul. It's not my fault, my friend Daniel. It's not my fault. Hai să facem 200 like-uri. Ce furbos a pierdut Barcelona. M-a luat cu d-astea. Vezi? Urât. N-ai văzut că a fost un hands grosolan care nu a fost acordat? Nu ai văzut chestia asta? De ce sunteți oameni răi și nu... Ole? Phoenix, de la început mi-ai zis de Coman. Că e chip și OP. Am înțeles. Bă, dar mă specializez în exterioare, mă. Specialitatea casă, exteriorul? Vreau să-mi dau la facultate, în loc de sport și performanță motrică. Bă, am încătat exact când am trebuit să dau pas. În loc de sport și performanță motrică, șuturi cu exteriorul. Hoffman. Poate să se descurcă în Europa mai bine. Bă, ce frumos ai spus, bă, frate, bă. Chiar ai zis foarte frumos. Wow. Chiar ai zis foarte frumos. Jur ai spus frumos. Mergem înainte, frate, și în Europa League. Nu, frate, nu-s dezamăgit. Chiar nu. Tantul un like, sunt super. Mersi mult, uite, vezi? Om caracter. Eu ți-am dat golul ăsta, să nu te spui. Oh, wow. Poți să-mi arăți, te rog, cum joci in-game, să-mi fac și o idee după. La ce te referi, brother? La ce anume te referi?
Cum să nu mai ai loc la locul 2, mă? Ce ai? Păi trebuie să-i bați pe Inter, acasă. Cu 2-0 și ești peste ei. Și dacă faci ceva cu Bayern, e un plus. Și vă zic ceva, că acasă, la cum am jucat în tur, e realizabil un punct 2. În 2 nu se poate. Dar oricum ați înțeles voi ideea. Mamă, ce m-a prins? M-a prins Klosterman din spate, eram cu Dembele. Cum mi-a așez și eu? Bine, frate, te uiți la pauză și ți arăt. Adică, n-am ce să arăt. Vezi tu la pauză. Demarcare, frumos. Hop. Frumos. Zaka. Rai? Antonie e bun. Nu. Noi dăm. Nice. Centre. Păi da, alergă Klose mai repede cât Mbappé, pentru că are acel tip de alergare, cred, care încurajează jucătorii mai lenți să alerge mai repede după câțiva pași. Bine, cei care au și viteză, degeaba ai 70 pace, că nu o să alergi niciodată. Cât Mbappé dacă ai 70 pace? Trebuie să ai măcar 80. Un joc cu Kroos și Kane? Unde? În ce divizie? În ce divizie? Nu pot să cred așa ceva. Da. Dar chiar un gol dureros. Chiar un gol dureros. 4-5. Mă bate ceva cu Kroos. Închid taraba și gata. Dar n-are cum, sper. Nu cred că are cum cineva să-mi bată cu Kroos. Noi dăm? Mihai, am înțeles, frate, gata, am înțeles. Am înțeles, am înțeles ce zici, am înțeles. Offside? Nu! Ah. Nu. Eu, și-am avut o grămadă de ocazii, mă, și n-am dat gol și uite ce se întâmplă în momentul ăsta. Te-mi conduci. Nu se poate și ceva. Nu se poate! Uzmi! Mă rupe Iago Aspas. No, never. E slab Iago. Da, faza asta e pe next gen. Da. Primele probleme din FA 23. Primele probleme din FA 23. Te rog, eu dă gol. Nu să... Băi, nene, băi. În carieră joc, Claudiu. Nu se poate! Mamă! Cum să ne împodmolim? Bun.
9 șuturi am avut. Mamă, Dembele mai topit. Ia hai Corea. Hai Corea. Un bun finalizator, mă gândesc. În ce divizie ești, Claudiu? Ok, merge pe Soares de la SBC. Nu știu cine, ce Soares, mă uit. După meci, dar să-mi aduc aminte. 1, slab. Slab, dacă erai bun, erai în elit. Vin și eu din spate din 6. E timp pentru toată lumea. Ce mă iau asta cu biciclete, mă? Bă, stai, mă. Nu, acolo. Oh. Dacă e domn aprins. Face Vlad Dembele. M-a topit Dembele. Până acum. Sus. Bă, ce chiftea de pasă. Ce chiftea de pasă. Mi-a dat mâine peste cam, nu se poate. Fac pe Jesus, stai să iasă mingea, n-aut. Bun, 4-2. Bă, realizabil e. Orice. Viață. Jesus, hă? Hai să vedem. 4-3, acum repede, 4-4, 5-4, 97. I-a dat mâine peste cap lui Pop, incredibil așa ceva. Bine? Bine? Te rog eu, dă gol. Bun, 4-3, imediat am zis, da? Deci s-a văzut, da? Cum? Dacă m-am luat cu mătru la pas.
Centru, mă. Fii mai departe. Te rog eu, Laurent. Bine! Mai devreme, de fapt, o să fie golul, cred, de 5-4. Se simte presiune! Se simte presiune! Se simte presiune! No! Bravo, Marcos! Oh, cade pe bară, mă, și gol! Haide, mă! Bine. Nu se poate, Dembele, ce faci? Wow, alo. Nu, mă, acolo, mă. Ai zis 87? Ia vezi, chiar să faci 87. Doamne. Oricum egal e ca o înfrângere. Dar trebuie să forțăm. Hai, hai, hai. Dă-i-o, mă, dă-i-o, mă. Dă. Bă, și am pierdut un streak, mă, frate. Deci ce mi-a făcut Dembele? Câte... Hai. 15 șuturi. Frumos! Bravo! Ăsta mi s-a părut tare golul. I-a dat mâinile peste cap lui Pop. Ha. Oricum, 40 de puncte. Sunt bune 40 de puncte la orice oră. Încă un lag pentru 200. Și ce zic? Un lag mereu e bun. Uzmi, nu te salvează niciun finisher. Îți dau cuvântul meu. Topit. O să mă îmbolnăvești de nervi. Ne trebuie un atacant pur sânge. Sau? Trebuie să tragem mai mult la poartă fără complicăciuni. Cu jucătorii buni de șut. Companiul e si. Nu mai știu, mă, e la Silkeborg. Oșimen. O chiar l-aș vrea pe Oșimen. E bun Ghedeș. Chiar alergă bine. Nu mi se pare slab, mamă. Chiar nu mă deranjează. Mai deloc. Lungă, mă. Picam lent aici. Sincer să fiu.
O luăm așa, ușurel. Out, 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 corner, line 22. Deci dai un exterior, e simplu. E simplu. Bun. Încă una. M-au rupt pasele astea, m-au topit. Bine. 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 Vinicius. E mai Ratangiu și Vinicius. De fapt, e la fel de Ratangiu. Centru. Frumos. Cântul. Bine, bine. Greu. Da, e bun Vinicius, dar pentru Benz e bun, dar eu aici îl folosesc altceva. Aici, neavând jucătorii, sunt nevoie să joc cu el atacant. Dureroasă și pasta asta, sincer. Dureroasă rău. Chiar dureroasă. Chiar dureroasă. Wow. Cum mă se dai așa, cum? Ca bine. James. Prin ei nu cred că merge. Haide. Mam. Maximi și dai Marisman și faci link. Bă, da, am uitat, mi-a zis un băiat de un jucător și am uitat de el. Nu, dar nici el mi-a mai adus aminte. Nici el mi-a mai zis de el și eu am și uitat și aia. Îi dăm link-ul lui Maximin. Ok. Nu am ce aminte, pentru că eu o să uit asta. Asta. Gonzalo Guedes. Ar fi tu primul schimbat în această echipă? Da, mă, James Rees, what a player! Bine, 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 bine. Aproape. Portare cum s-au recomandat din Premier League. Oare Alisson? E mai mare? Sau Pope? Sau poate Pope? Nu. Bine. Sus. Nu mai aduce aminte, frate, scuze, Alex. Nu mai aduce aminte. A, de fapt, da, și am auzit de Mendy, că e bun. Sus. Mamă, mâncați-și gura, dar cum trageți, mă, peste poartă? Bă! Bă, ce planetă suntem, oare?
A, vezi? Chiar m-a enervat rău de tot șutul ăsta lui Maximin. Hai, Helito. Bagă, bagă corp. Până? Bine, 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 bine. De aia la jur pe care purcă e pavă. Ia și tu Mendy, merg eu pe Mendy. Mergi pe răspunderea mea. Aulă, pauză. Mergi pe răspunderea mea. Cu De Gea, cu De Gea, cu Mendy. Mendy sau Alisson, a zice eu. Dar cred că e foarte scump Alisson. Cât costă? Ia să vedem. Alisson. Oh, 54.000. Cam scump. Cam scump, cam scump. Ce să faci cu astea, mă? Shooting 73? Am, 76, doamne, dembele. 26 like-uri, bine! Never. Nu cred așa ceva. Cum a rămas mingea alea, opa? Ne? Hai, Uzman. Prostiu, aici greșeala mea. Pierd răbdare. Abuzează și tu, frate, power shot-ul. Că e bun. Chiar e bun power shot-ul. Ia, am să schimbăm meza în plasul. Că nu merge așa. Adică și eu dacă am poziții dau și eu de... De celălalt ori dau și eu power shot. Dar ce să dai, că ăștia de bea dau normal gol. Mai dau și power shot. La revedere. Holy defense. Nervos. Nu prea merge treaba aici. Mâncă și nasul. Bravo, Zaka. Bine, 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 bine. Mai rup Konate. Salut, Daniel! Picioare.
Holy defense, Malacia. Are nervi ăsta, spar controlul, gata. Dă-o, mă. Bună. Bine, Gabi. Bă, Conate! M-ai topit! M-ai topit, Conate, îți dau cuvântul meu de onoare. Perceptează tot băiatul ăsta. El percepteze. Mamă, dai pe poartă, ce faci? Ei, te-ai luat țeac. Cum a dat așa, mă, pe poartă, mă? Ziceți-mi și mie cum a dat așa. Vă rog eu. Bun. Bun, deci nu știe nimeni cum a dat din corner așa cum se trage așa tare. Aparent trebuie să întreb de două ori, cred. A? Vreau să dau și eu. Aia, dacă nu ziceți voi, încerc. Nici cornerul nu mai aici a fost. Să-l pot scoate. Ce bă, nu pierdeam meciul ăla. Nu făceam egal de fapt meciul ăla. Ia vezi, mai avem, ce facem punctele. Bun. Marksman, ia. Hai să mă uit de la jucătorul ăla. Gata, mă, uite, vezi. Uitasem. Bun. Și la Suarez. La acel Suarez. Om. SBC. Live. Suarez. Care Suarez? Ăsta.
Suarez, hai să ne uităm pe fotbi mai bine. Suarez. De la Olympique Marseille. E 4, dar asta nu e cea mai mare problemă. Hai să ne putem să-l facem lengthia. Agility 83. Strength. Wow, n-ai nicio șansă. Un 85? Da, n-ai nicio șansă. Ah, ia vezi. Ia vezi că l-am făcut arhitect. Bun. Așa poate să aibă o calitate. Poate să aibă o calitate Soarele ăsta, bă. Nu e cel mai foc, dar părerea mea e să mai răbdare. Nu știu ce să zic, n-aș băga 85 în Luis Javier Suarez, părerea mea. Chiar n-aș băga. M-am uitat acum, din aur de el am zis. Îl trimite-o pe Schmeichel, nu mai vreau să mai văd. Nu mai vreau să mai văd că mi-a venit rău cu Schmeichel, nu mai vreau. A văzut câte pachete astea, o să le deschidem mâine după ce terminăm și calificarea la Weekend League. Asta o să le facem mâine. Eu îl am vârf pe Benze. Din jucătoria de la SVC. Bă, eu n-aș putea să vă recomand ceva pentru că încă nu știu ce e bun și ce e rău. Când mai faci live cu FIFA? Mâine. Momentan și eu sunt în căutări. După live-ul ăsta, mâine. Mâine... Jucăm calificări la Weekend League și calificarea la Weekend, de fapt. Deschidem și pachetele. Am o groană de pachete. Apare în hala de ce mai bun. Bă, frate, și eu am auzit. O fi? Ia să-mi cât costă. O să mă uit după aia cât costă. Și Cristian am înțeles că devine ușor-ușor bunicel. Cred că au aceeași viteză amândoi, nu? Nu, Andrei, vezi ce zici? Cristian are 80 viteză. Nu. Nu e pe market? Nu e pe market Haaland? Față de mii Haaland. E instinct? Extinct. E instinct. Bă, dar tot ce zice, văd că tu zici toată lumea de Coman, Kingsley Coman. Ce ăsta are? 75 finishing. E un Dembele mai altfel. Bă, o fi Dembele bun, dar nu pe poziția unde îl juc. Acolo e o poziție de... Haaland. E o poziție de compromis, din păcate. Erling Haaland. 400.000. Cum naiba?
E așa bun. Mamă, ce statusuri la shooting. Attacking points 89, finishing 94, shoot power 94. Cum naiba o fi? Ia și Cristiano. Bă, la viteză clar mai slab decât mare, 5 km în continuare, decât Haaland. Mamă, dar arată bine și ăsta să mor. Bă, nu știu ce să zic, până nu joci cu ei n-ai ce să, mamă, Messi e topit, are de 200.000 Messi, nu cred. Doamne! Când vreodată a fost Messi 200.000? La aproape 2 săptămâni de când a început FIFA-ul. Doamne, ferfia Neymar. Știu că e prima oară când caut eu prețurile astea. 500. Bun. Mbappé. Milion. Bă, cam acolo. Singurul care e în prețul lui e Mbappé. În restul ăia mi se pare ieftin rău de tot. De 11 milioane. Care vi se pare un jucător care chiar e o surpriză? Mă gândesc că e super folosit de lume, că voi v-ați jucat mai mult decât mine. Care vi se pare jucătorul cel mai folosit de lume și la care nu v-ați fi așteptat niciodată? Că eu, de exemplu, eu la Haaland nu mă așteptam să fie așa bun, jur. Haaland? Ah, Nunez, ia și Nunez. Mă auzi de Nunez ceva. Ar fi bunicel. Dar vin Nunez. Dar e 20 de K. Nici ăsta n-arată rău. N-ar arăta rău. 3 cu 3. Oh. Jota. Right. Hai că joacă cineva cu right. Tomurodov, ia. Eldor Shomurodov. 3 cu 4, ce-s acum? Wow! Agility 83, strength 87. Și pe ăsta poți să-l faci, cu de-aia Ritec și ăsta joacă cu alergarea lentii. Nu e lentă, atenție, nu e lentă, e lentii. Bă, hai să mai dau un match. Să facem punctele. Să fim pregătiți pentru ziua de mâine. Cred că un meci mai trebuie pentru puncte, nu? Yes, e. 1175 de puncte. Normal, la o victorie, aia ar fi. Aș vrea să ajung și eu să joc cu jucători ăștia, să vă dau o idee. Dacă eu aș putea să joc cu ei, chiar aș fi tare să surprind. Un video cu proiecții la mondial. Când ne apropiem atunci de mondial. Ne apropiem de mondial. Mondialul începe pe 10. Peste o lună aproape, pe 10 noiembrie. Sau pe 10, nu pe... Wow, mamă, suntem atât de aproape de mondial? Salut, frate, supărat. De ce Crespo? Salut. Câștigă
PSG acasă la Benfica? Cred că da. Dar trebuie, normal. Pe patru unele lente și ce pot să-mi fac? Cred că aceeași ca la... Ca am trecut, adică toți jucătorii ăștia mici. Mai primim ceva pe Rich James. Mai primim ceva pe Rich James. A prins Costic. Oi, nene. Divizia 4 aproape, Casemiro și Diaz în teren, ma. Să te felici, nu ar trebui. Iar o mare performanță cu jucătorii azi fiind divizia 4. Cu PS4 unde chiar îți trebuie, cred eu, viteză. Ce am dat, mă, cu exteriorul, mă? Frumos! Aia de cross-platform off, eu? Pe mine mă întrebi? Dacă pe mine mă întrebi, nu. Pentru că am mișcat și cu Xbox. Și cu, mă rog, Xbox slash PC. Acum pleacă exterior direct. Eu nu l-am, nu l-am pe off. Crezi pe mid? Vinder și ia fă-ți o echipă mai bună. Hai, bossule, că începe Champions League-ul. Eu vreau să fac punctele, repede. Ea întrebă, l-am și Messi, întrebă, da, am văzut. Păi, dacă ai doar câțiva jucători, vinde-l și ia-ți, ia-ți alții mai buni. Doar cu Lukaku. Bine, măi, Zaka. Ce final ai vrea să vezi anul ăsta în UEFA? Barcelona, Maccabi, Haifa, că știu că bate Barça. Dacă nu o să fie Barça, City PSG aș vrea. N-am văzut cât era și un Rodov, îți spuneam eu. Frumos, un 2 pentru Altelea, frumos. Aaaa, da, pe roșu. Never. Dar se aude că se bagă vreun jucător ceva, a apărut vreun leak de, au făcut investiții și cu Inform și cu una cu alta, apare ceva interesant.
Bună, mă, bună schemă, bravo. Bravo, măi, frate. Big, 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 big mistake. Opa. Excuse me. Mamă! Am zis că sunt ieftin când apar. Aha. Ia am să vedem la San Maximin dacă se vede vreo... N-am știu cu aia ture. Cât costă, bro? Ai văzut cât costă aia ture? Pe unde să am bani? A, la draft, minte, am mișcat la un draft. Vezi? Deci am... Avea sens întrebarea. La un draft am mișcat. Dar n-am putut să fac o idee. Bă, chiar aș vrea să vă felicit pentru pasele astea bune. No. Bun. Hai să vedem. Vreau să-i dau o minge lungă. Vedem ce se întâmplă. Rafa Leo, team of the week. Wow, salut Napo. Te-ai uitat la videoclip acum sau cum te-ai sărit cu Rangers în finala UCL? Am vorbit de acum 2 ore de chestia asta. Bă, Rafa Leo. Nu știu ce să zic despre el. E super diferit față de FIFA 22. E mare buturugă. Să nu trăiască și Napoli tot din amintirile acestui început de sezon. E rupe ăsta agile dribbling-ul. Pierd. O l-am greșit, bă, frate, chiar, adică, la videoclipul cu predicțiile din seria, chiar am greșit rău de tot. Am dat, la ce puțin la Italia, am dat-o... Cea mai mare greșeală a fost cu Napoli. Dar stai să vedem că s-a terminat în campionat. Dar de Arsenal nu zice nimic, am fost singur care a avut încredere în ea. Și de Tottenham. Mamă, Arsenal, Tottenham City, asta am zis că o să fie. Liverpool la Revis. Nu zice nimeni de chestia asta. Bro, Marcos. Hai să vedem, să nu ajungă Napoli să fie ca o ceapă, să nu fie plăcut ochiului. Nu, fugi și noi cu agile dribbling dacă vrei. Ai, ai, ai. Bă, ar trebui să securizăm victoria. Nu joacă rău băiatul ăsta. Da.
Salut, Mihai. Nu e ca și cum ai intrat prima oară acum, că ai fost până acum pe live. Tu nu spuneai chestii. Dar te salut. Arvatore Sirigu Cobel. Știi mai cine a consacrat? Spuneți și voi salut lui Mihail, vă rog eu frumos. Vă rog eu frumos, chiar vrea să fie saltat. Așa, salut Mihail, așa. Am ieșit o perioadă, nu e problemă, frate. Mergem înainte. Oh, Gonzalo. Lui Sfântul, mă, lui Ștefan trebuie să dai, lui Ștefan Maximilian. Ștefan Maxim trebuie să dai. Penalti? Că? Oi. Am văzut că alargă Sfântul. Senzație titlu? Oh, stai. E bine, e dureros, un titlu dureros. Și m-am făcut punctele. Și mă! Bro, nu mi-ai spus cum a fost acel Big King. Bă, de la Burger King parcă, nu? Chiar alergă bine rău de tot, să Maximin. De la Burger King parcă a fost? Bă, n-a fost cel mai wow, pentru că a venit rece. Aia a fost toată faza. A venit rece. Da, na. Nu le poți avea pe toate. Concluzia, următoarea, programul, mâine, la 5, nu, ba da, la 5, mâine la 5, cu calificarea la Weekend League, deschidem pachetele și vedem ce transferuri mai luăm pentru Weekend League, deci mâine jucăm calificarea la Weekend League, foarte importantă, și nu, mâine deschidem pachetele, plus pachetele astea pe care le avem aici, astea 13, mă rog, nu sunt 13, că mai sunt bazaconii. Și astea sunt toate lucrurile care le facem mâine. Vedem ce iese la trading și aia. Un live mai scurt ăsta. Un live mai scurt. Mâine lipsesc. Nu-i problemă, te uiți în reloare. A fost un live mai scurt, că ce credeți? Am bătut pe toată lumea. Nu mă așteptam să bat chiar așa multă lume. Obiectivul era să facem punctele pe live, dar sincer am crezut că durează mai mult. Dar contentul e content. Chiar și 2 ore jumătate aproape sunt perfecte. Bă, îi mulțumesc frumos lui Adi, care nu cred că mai este pe live. Îi mulțumesc frumos pentru donațiile lui. Apreciez super mult. Vă mulțumesc și vouă celor care ați intrat astăzi. Un număr un pic mai mic, dar așa e pe YouTube. Dacă îmi programez live-ul, nu pleacă recomandările, dar nu-i problemă. Mâine e o nouă zi. Mersi frumos că ați dat like, ne vedem seara, diseară v-ați zic, nu diseară, ne vedem mâine când jucăm nebunia asta de calificare și să vă uitați frumos la Champions League, da? Și nu uitați de pronosticuri, că sunt importante. Mersi frumos încă o dată, vreau să văd un spam acolo cu la revedere și cu pa, pentru că așa e frumos.
voi să vă las la revedere de la mine, eu să-mi iau la revedere la voi, pentru că așa e drăguț. Seara bună, Mihai Sorin, uite, vezi? Un om cu adevărat de caracter, a spus și el, salut. N-a ieșit așa pur și simplu, a dat pe X. Așa, salut. Salutare tuturor. Ala Madrid, vezi Mihai Sorin? Vă salut. Cu deosebit respect. Pa, pa.